astăzi plecăm din orașul nostru vechi pentru că tata ne-a sunat la un moment dat și ne-a spus că trebuie să mergem în alt oraș, că am ceva treburi. Nu știu exact ce trebuie, mi-a zis doar că este foarte cald, eu m-am îmbrăcat cât să fie cald, sper doar că nu m-a mințit, doar are el problemele lui bărbat. Dar da, și acum suntem în avion cu Nuțum și sper să ajungem la destinație cât mai bine și cât mai safe. Până acum suntem chiar foarte bine pe condus, nu avem probleme. Nuțum! Da? Ce faci? Cam greu, tu? Și poți să pilotezi având în vedere că e ceață? Da, dar cam greu. Da? Nu ne omor, nu? Că aici văd că sunt și munți. Doamne ajut. Cum adică Doamne ajut? Păi, eu mai vreau să am și copii. Ei, na, dacă scăpăm cu viața o să ai. Ușor, încă puțin, încă ușor. Ia, ai pista? Păi ce se aude? Ce s-a auzit? S-a auzit cea? Păi mă auzi? Da, da, sconce. Aaaa, ușor! Au, cam tarabat-o. Bă, te-ai văzut cum ne-am dus? Ești bun? Da. Oh my god, ia da, asta e pista, da? Nu mai fă driftul și oprește, oprește asta, păi mă panchezi. Vezi că poate dai peste tata. Tai li 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 la, tai la la la. Nu băgăm înăuntru că ne ia chirie și n-a bani. Aia tu afară. Așa. Unde-i tac? Uite-l în față, ia uite-l. Bă, da. Tu observi că s-a mai s-a făcut cam frumos. Bărbat sexy. Bine ați venit, cum a fost zborul? Băi, a fost... Vampirai de atâta pot zic. A fost ceață și am făcut un mic drift la aterizare. Cu avionul drift? Aha. Explică-i tu. Mai feche. Explică, deci, explică cum ai făcut. Am vrut să aterizez acolo. Frumos, fain frumos, știți? Așa. Într-o dată am tras din greșeală dreapta. Ăla alții am încă. Ce dacă obușați? Ce făceați? Obușați, asta făceam! Asta făceam, muream! Da, știu, eu pilotam. Mă rău! Mai bine pilota fica mea, sincer. A, ce ați spus? Mai bine pilota fica mea. Nici nu știi să pornească motorul, da? Păi, să pilotezi. Nu, stai mă, că-ți arăt eu că pot. Ia fii atent. Poate, să nu dai în față. Uite, l-am pornit! Putem pilota, uite. Mamă, pune, calcă. Vezi că nu intră cu ăla din spate, grijă. Lasă-l așa, lasă-l așa. Pa da, o să intre. Nu, lasă-mă că o să pot. Nu, nu intră. Aripa din spate nu intră. Rotorul ăla de sus nu intră. Eu când i-am spus, mamă, mi-a înduit rotor. Las că ai bani să fie unul nou. Am bani, dar-i placa cu aur, vedeți, frumos arată. Ce cu aur? Cred că-i... E dat cu spray de ăla, de cu ouă. Spray. Da, de Paște. Da, e preată. Bă, dacă noi ce facem de Paște? Ciocnim ouă. Atât? Ne ciocănim, știi tu. Uite-ți mă cât e acolo, cum dacă faci de asta. Nu mai faci de asta. Păi ce, nu ciocnim ouă? Ba da, ciocnim ouă și atât. Ne da? Ciocnim ouăle? Da, doar ouăle le ciocnim, da. Doar atâta ciocnim, da? Bine, bine. Hai să mă duc la casă. Le ciocnesc. Ce casă? Am o casă, mi-am cumpărat o casă nouă. Aici, ia uite. În orașul ăsta. Ai, nini, nini. E mare sau e mică ca cea de acasă? Mă, nu, mai mare. Parcă mărimea nu conta. Stai mă din gură. E compoziția contează, you know? O să-ți plac, avem puțin. Ce face casa aia contează foarte. Ce? Mai știi când ai spus că vrei o piscină? A ta? Da. Da? Jacuzzi voiam. Jacuzzi n-aia, man. Și o baie de aia cu plasmă, mamă. Nu vezi ce, și ce mașină mi-a cumpărat? Da, frumos. Da, am o întrebare. Da, că am scump impozitul ăsta, vezi, grijă. De unde ai atâția bani? Dintr-o dată ai muncit, dar tu normal să te ai acasă. Mamă, stai că la cât de bătrână s-am uitat și drumul spre casă. Aoleu. Luați un memo plus. Dar mai ții minte unde e casa, măcar? Tu că era pe aici, pe deală. Pe deală, nu? Aici, pe GPS, că de asta mașina asta are GPS. A, vrei să spun eu? Zi, vrei să-ți spun eu? Dar de unde știi dacă ne vin în oraș? Vrei să-ți spun eu GPS-ul? Că văd că tu nici măcar nu știi să-l folosești. Ia,
pezi pe acolo. Știu că l-am salvat odată. Dai, stai că mă uit eu prin salvate să văd unde ai. Și că bă, că tu te-ai dus prin altă parte, te-ai dus la YouTube în loc de GPS. Doamne, păzește-mă, auzi la el. Sigur pe aici ai? Da, pe aici. Bine. Dacă am la țară pe aici. Da, sincer. Cam pe la țară, dacă... Parcă ai zis că ne duci la casă mare, că de alea. Casă mare? Da, m-am scat, mi-ai băguit iarăși botul, exact ca data trecută. Uite mă ce băguiești, m-am scat. Mersi mult. Ce unde să văd, ce să văd? Grajul ăla? Da, grajul ăsta. Aici? Stai ușor, mergi și tu mai aici că mă amețești, asta e casa. Da, asta e. Aveți alunecare de pământ pe aici, cred. Las, că se repară. Bă, vânuțul. Da, crești. Speak, spune. Măi, tată. Da, nei. Măi, tată. Da. Asta-i casa? Da, asta-i casa. Asta-i casa? Nu-ți place? Și unde dormiți? Vrei ești mai mare? Bă, pe helipad acolo dormiți? Am și elicopter, dar încă nu mi l-a adus. Mi-a comandat elicopter. Bănuțu! Uite, cine ai se întâmplă? Tot e mai vechi decât a mea. Mai știi când ți-am promis că îți iau jacuzzi? Uite. Tăte că mă arunc direct în el. Nu de la Dede, am avut jacuzzi eu l-am. Ia hai să vedem dacă are emblema de la Dede. Uite aici. Ce emblemă, mă? Ia uite, are eticheta, Dedema România. Nu contează chestia asta. Vino ca, că e fierbinte, mă. Nu vrei să stai lângă mine în jacuzzi, nuțu? Stau bine și aici. Ia-mă pe sus, că mi-e frig. Dă-mi un prosop, bă. Dar repede. Repede, dar că se răcește apa. Nu are, n-are... Nu știu pe unde e intrarea. Aveți vegetație pe aici, ați nebunit? Bă, dă-mi prosopul, că se răcește apa. Nu mai ai căldură. Uliu, dăm prosopul. Ia altul de aici, ia. Prac. Vrei să te duci cu cremă de soare? Da, hai te rog, te mă și cu cremă de soare. Am uitat asta să-mi iau pastila. Ce pastila? Ai uitat că trebuie să iau niște pastile, să nu uit, așa rapid. Memo Plus. Gata? Pot să-mi pun hainele înapoi? Alo? Da, stai. Pot? Așa, dăm puțin să te iau la parte, da? Gata. Ce mă? Mic. Tata, nu da. Tu mă atinge. Ia da, la bătaie. Păi și ce? Hai tata, prezintă-ne casa, că văd că e destul de mare. Că trebuia să vorbim eu ceva cu taică. Ce să vorbești tu cu taică tu? Mă, taică mi-o. Dar ce vorbești tu cu mine? Dar tu mai atins unde nu trebuia să mă atingi. Păi nu trebuie să faci tot plăcerile. Bă, ce se întâmplă? Cred că ar trebui să-și ia pastilele. Nu, cred că e schimbat, ai că tu da, place. Uite, ce avem pe aici? Ce avem? Op, bal pulam aici. Bowling, da. Avem biliar. Măi, nuțule. Știi ce am vorbit, nu? Seara asta băgă și un match. Mai multe. Multe, cu o bere mână. Doar cu una. Mai multe. No, nu-i corect. Nu e bine ce faci. Nu, tu n-ai voie. Ba normal că am voie. Am 18 ani, pot să fac ce vreau. Vedem ce zice taică. Tata, nu-i așa? Cât timp ești supravegherea mea? Păi ce, alunuțul nu-i bună? Ce? Alunuțul nu e bună? E bună și a lui. De exemplu, ce vrei să faci? Să beau, să mănânc, să... Ia la ea. Să beau, să mănânc. Așa. Să mănânc, să dorm. Poate le vezi și dinainte. Să beau alcool. Dar tu vrei ca multe. Să bei apă, da? Alcool, te rog. Da. Alcool. În loc să spun bere, spun apă. Așa, altceva. Da, ok, deci bere. Da, bere cu alcool. Nu, bere cu alcool. Așa.
Și vreau să încerc să... Să avem fapt, lasă. Ia, spune. Nu, lasă. Da. Păi, da, tata are chiar dita mai că soiu și înainte n-avea așa ceva. Oh my god. What? Ei, mamă, alo. Am uitat safe-ul deschis. Tată? Da. Ce-s cu glanțele astea aici? Ce glanțe? Nu, sunt glanțe, fica mea. Bați glanțe toată ziua. În formă. Mie mi-arată ștampile mai mult. Păi mi-arată țigări. Doamne, nu a țigări, a glanțe! Să nu știi ce poate să fie pentru scrisoarea aia, cum se făcea pe vreme. Da, ceară, da, da, de alea. Mă vezi că și șampanii. Hai, eu bem țeara, nu? Vreau și eu. Hai voi. Madam. Madam, te rog. Ce să vrei? Apă, apă-ți dă. Ai apă. Păi și care e camera ta? Camera mea? Da. Eu dorm oriunde, am o cameră. Dar cam multe geamuri aveți prin casa asta, puțină intimitate nu există. La baie, nici la baie ești geamul. Aici e baia? Da, ai plată, mai nou. Bă, nuțu, bă, dacă vreau să fac și eu ceva, unde fac? Aici, dar n-ai rece, uite, vezi că suntem în munți, oricum nu se uită nimeni la noi. Eu du-te. Făceam baie să uitau babele după mine. Ce babe? Că văd, nu văd nicio, nicio casă. Acolo, care biserică, mă? Dar spuneți-mi și mie. Da, 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 ce da, biserică? Am văzut că e biserica aia aproape. Era un graj, da, un hambar. Nu, no, mai, graj de acolo sus, am văzut biserica mai jos. Păi nu, fica mea, nu mai am mult. Și am zis să fac și o casă lângă biserică. Nu? Să ce nu mai ai mult? Bă, tu ai 30 ceva de ani sau 40, lasă-mă în pacea ta. Te bătrână. Și eu sunt bătrân atunci și am permisiunea să beau alcool. Te uite mă că ai sarit dita mai căsoiul. Bă, mai țineți minte ce căsă aveam înainte? Și acum uite ce căsuță avem cu focul de alea. Avem și biliard. Bă, dar partea asta nu mi-a arătat-o, tata. Am înțeles, hai să zicem că las pe tata. Îl punem pe tata aici? Ce ziceți? Unde îl băgăm pe tata? Sau în ce cameră credeți că ar trebui să dormim? Deci ați văzut că era prima cameră, care era față în față cu jacuzzi. Era a doua cameră, care era aia cu plasmă, cu baia cu plasmă. Și aici mai este, mai sunt două camere care apare, sunt două conectate. Și nu prea cred că e o idee bună să-l luăm pe tata în camera asta. Sau măcar să-l lăsăm pe el. Habar n-am, nu știu pe cine băgăm aici. Pe Denisa. Ia mă să-l întreb pe Nuțu de cine a venit Denisa. Nuțu! Uleu, ce e aici? De aparate, de aparate. Niște aparate, sunt jocuri, nu sunt de noroc, crede-mă. Le-am falsificat eu. Uite, bă, dacă spică șeptare, vezi că primești... Ești bani. Păi, dar îi bag o bagnotă de 500, dau 100 mâna, 5 mâini? Bagă mâna acolo, vezi. Am o întrebare, sau, ba nu, îl iau puțin pe Nuțu cu mine, că e ceva mai privat, da? Oh. Așa. Așa, bă, gen, știu unde-i Denisa? N-am luat-o. Păi de ce n-ai luat-o? Uite, de ce s-o iau? Mă bătea la cap. Pentru că-i sora mea acum? Da. N-am luat-o, atâta contează. Mai bine, fără ea, e liniște, e frumos, e pace, e armonie. Da, dar acum e casă mare. Una era în casă mică și alta e în casă mare. De avem toți camere, una tu, una eu, una ta, nu? Păi da, dar vezi că sunt mai multe camere. Deci este camera aia din față, care e cu jacuzzi. Este camera aia mare, pe care ai văzut-o cu plasmă. Și mai este camera, da. Camerele astea două din spate. Uite-te și tu puțin. Păi da, iau și eu una de aici, dacă ești. Păi nu, că-s conectate! Cred că cel mai bine ar fi aici să dorm eu cu tai, că tu și tu iei camera aia mare. Ce mă, tată? Deci mai unde m-ați lăsat singur aici? Am coborât puțin. Voiam să discut cu ceva cu... Zici să-mi aducă și mie o bere. Nuțu? Zice tata să-i aduci o bere. Acum mă duc. Cât mai repede. Vă aștept. Bine. Cu tot bax de 24 de beri. Unde-i taică tu? Da, e sus taică meu. Am adus baxul de 24. Vezi că mai am încă vreo 20. Ce faci tu? Am văzut că aveți inventar acolo. Hai să-l pun și eu pe masă acolo, poker. Până la urmă, ce cameră luăm? Ai văzut că sunt mai multe. Eu iau aia de jos. Ia și eu o bere.
A, separat stăm? Vrei să stăm amândoi? I mean, o să vină și Denisa. Bine, hai, stăm amândoi. Unde e mama? Mama, o rămas în celălalt oraș, nu vreau să vină cu mine. Păi de ce? O zis că-s prea sărac, că nu pot să am grijă de ea. Sunteți prea haladit, zic eu. N-ai mă, n-ai cum. Păi nu i-ai spus de casa asta? Eu i-am spus, dar au zis că nu mă crede, că... La păi și n-ai încercat, fost... să știu, dar n-ai încercat să o convins, să-i dai poze, ceva? I-am dat poze, au zis că sunt luate de pe net. Bine, adevărul e că casa asta, chiar că zici că e luate de pe net la cum arată, arată prea demențial, rău de tot. Dar știți ce vreau să vă întreb? Când au de permis? Stai mă, că mă sună Denisa. Alo? Și-a luat efectul berea asta. Alo, Denisa? Alo? Oh, Denisa, dar ce faci, dragă? Bine, tu ce faci? Uite, vine la casă! Unde ești? Unde ești? I-am spus lui Nuțu că am rămas cu niște treabă pe acolo. Așa, păi ce, ai ajuns aici în oraș? Da! S-a mort tu. Ai cum să ajungi? Stai un pic, eu mai am puțină treabă. Vreau să explorez puțin orașul și după aia te sun imediat după, ok? Ok, nu știu, fii atent, poți... Am niște prieteni vechi pe aici și vreau să mă întâlnesc cu ei și după aia te sun, ok? Bă, bine, dar vezi că eu acum încerc să-l convin pe Nuțu și pe tata să merg să dau de permis de conducere. Aoleu. Cum adică aoleu? Da, încearcă. Nu vii și tu? Voi veni, mă... stai... Dar vezi că nu merg la... Vin, okay? Vezi că nu cred că o să mergem în secția din oraș, că... Acolo, din câte am înțeles de la nu știu care, că gen mai am și eu un prieten aici, dar o să discutăm cu el, nu știu, poate următoarele zile. Mi-a zis că să nu mă duc la secția din oraș, că sunt toți oamenii răi acolo, gen toți oamenii răi. Mă rog, sunt toți oamenii duși, da, și nu prea vreau să mă duc acolo, știi? Așa că, nu știu, poate vii. Mă sun, da? Oricum este sunt, după vama. În 10 minute te sun. 10 minute? Bine, hai că mă duc înapoi cam să-i 10 convin. Minute, cam așa. Bine, I love you. Kiss love, baby. Mă duc să-i convin pe tata și pe Nuțu. Hai, te pup. Pa, grăbește-te. Tata, Nuțu. Hai, tu de ce fumezi? De ce fumezi? Alo? Bă, te lăseam cu berea, dar nu și cu țigara, alo? Alo? Tu de ce fumezi? Mai zi o dată când te-am înțeles. Ia dă aici. Păi ce cu țigara aia? E ok, Jumi, nu fumat. Dă-te mă de aici. Cum adică era de aia fals, mă? Ieși adita mai fumul din ea. Cum era fum? Era abur, că-i frig. Era fum. Da, fum, Jumi. Era fum toată ziua. Nu vrei? Era abur. A, deci mă lăsați? Ce? Să dau de permis? Hai, nu vrei? Hai. Atât de ușor a fost? Atât de ușor este? Am discutat mult cu taicul despre asta și am zis să te lasăm. Nu tu m-a convins să te las, că eu n-am vrut să te las. Vezi ce bună-s cu tine? Tu dai cu pumnul mine, nu? Am dat cu palma, da? Nu, mi-ai dat un pumn la ceafă din misul duș. Ți-am dat cu palma. Mi-ai ras ceafa cu pumnul. N-am. Mi-ai făcut un soare stil Kenny. Hai să mergem. Dar spere să nu ești tu primul stâlp. Ce? Ce? Ce-ai zis? A zis că îți urez baftă, să-i permis. Mulțumesc, o să-l iau. Tu de ce râzi că m-am auzit? Ce ai auzit? Că ți-o urea baftă? Bă, nu tu le... Fii atent, du-te camera de sus și adu-mi și mie pastila aia, că am uitat să o iau. Și trebuie să iau neapărat. Pastila aia, vitamina? Vezi că scrie acolo, jointul B. Acum am înțeles. Bă, nu, că băi, mergeți cu glumele astea, dar nu și cu mine merge. Nu, nu a te atinge de așa ceva. Nuțu, te iau de păr. Te iau de păr, Nuțu. Nuțu. Bă. Nuțu, te iau de păr. Te iau de păr. Ha! Vezi că am găsit și jointurile. Ia dacă le arunc acum, dacă le băgăm în chiuvetă. Gata, mă. Gata, guys. Îl scutesc pe tata de la o moarte mai rapidă. Gata? V-ați luat toate alea? Gata, da, dă-mi eu, da, pastiu. Da? Bine. Vreau la o secție cât mai mică, te rog. Nu vreau în secția din oraș. Nu mergem în oraș. Vai, scările astea, că prea mai le-am făcut. Uite, eu apelez la altceva. Vai, că mă dorc. Gata, mergem? Dacă am o mașină de rezervă. O mașină de rezervă? Da, am una. Am mai mult. Mamă, ce bestie! Hai mă,
că ia... Bă, are și ta pizzerie, ce ai dat, văzut? Ia deschideți capota puțin. Motor V12. Carburator de la frumos. Uite, am spoiler. De tot ce trebuie. În minus 20 de km la viteză. Dacă vreți merge, trecem pe la linia Costel. Mai am o mașină acolo. Dumi? Da? Mai știi că mi-ai spus că ai vrea să ai un Mercedes? Nu, no, i-am spus că vreau un Lamborghini. Și de unde bani? Lamborghini vrei? Păi da, văd că tu ți-ai luat Lamborghini Ursus. Vreau și eu Lamborghini. Ursus sau Ursu? Ursus. A, Ursu. Măi, mi s-a tras de la berea voastră, mă. Care da, de la bere. Bă, tata, nu cred că mergi bine, iarăși. Că... Da, măi. Ce-a făcut berea din noi? Aia, fără alcool. Era mai mult fresh. Bă, noi dacă mergem la secția de poliție și vă vede așa beți și vă treabă, bă, dar voi ia toți aici o doză să vedem dacă aveți alcool în voi. Cum să conduceți? Ne scoți tu. Mă, adică vă scot eu. Noi venim martori. Îi spui că n-am băut. Zumi? Da? Nu tu m-au convins să dai de permis, dar vezi că mașina asta ți-o dau. Nu-ți cumpăr Lamborghini din prima. Păi nu mai ai alte mașini? Păi mai am. Nici eu nu ți-l cumpăr. Dacă vrei să dau Mercedesul meu, dar nu Lamborghini prim. Păi tu ce mașină aveai? Tu aveai Bugatti? Sau... Am mai mult. Dă-i mă Dacia Logan. Nu vreau la aceea, dați-mi măcar un BMW ceva. BMW. Uite, cumpăr eu un BMW, ce zici? Mhm. Uh-huh. Stai că ce vrei, venit, SUV sau la Costel. Am venit la Costel. Deci mi-a lăsat mașina. Ia zi mă, Zumi, ce vrei, sport sau SUV? Stai că lasă-i. Și care-i diferența? Mașină mare sau mașină sportivă? Ce vrei? Mașină mare vreau. Haideți. Ei, cumpăr la Zumi un X7. Avem loc toată familia mașină. Uite, dă-mi eu pe asta. Asta? Dă-mi eu pe asta. Nu. Păi zici că nu-ți place Mercedes. Păi... Zici că vrei Lamborghini. Lamborghini. Păi, a, deci mie Lamborghini? Nu mai mie? Nu? A, așa păi de început, nu? De început îți iau un Logan. Eu ți-l de început îți iau un X3. Poate e ca așa. Gata, cobor. Poate mă prutești mie. Mamă, ăștia au brapus, nu? Înainte aveau Logan-ul, te-a trăit două da. Poliții. Bună ziua. Ola, Omea Monoțu. Cu ce vă pot ajuta? Am venit și eu să... că vrea fica mea să dea de permis. Așa, bun, proba teoretică. Ce? Proba teoretică, ai dat-o? Da, am dat-o. 10 din 10. Ok, foarte bine. Poți prezenta și metodul frumos în buletin? Da. Stai două secunde, domnă, că mă sună cineva. Două secunde. Bă, Denisa, unde ești? Alo? Bă, vezi că vorbesc cu poliția. O, femeile astea. Unde ești, mă? Femeie. Stai, mă. Da, eu am terminat treaba. Vino la... Stai să văd unde e asta. La secția de poliție de la 1209. Nu, 1029. Bă, femeie, de ce mi-e tot închis? N-am semnal aici. Bă, mă auzi? N-am semnal! Mă auzi? Vino la secția de poliție de după... de aia... Sper că a înțeles. Vreau să vă văd și un buletin, vă rog. Acum, domnule. Mulțumim! Oh. De când fi că mai deșteaptă? De când, din când m-ai născut. Cum adică? Tu ai mai făcut proastă cumva? Eu să creier aia mai aici pe masă ca să vă caut în bază de date. Da. Dar nu închideți tabula, vă rog frumos, că vreau să mai joc și eu după. Ești că mai încolo. Se bază, bă, și pe trubină o mână. Ce? Despre ce vorbiți acolo? Nu, se joacă un joc. Cu 777? 707. Ești pregătită? Da, stați puțin să vă dau buletinul înapoi. Stai că vine și Denisa. Domnul, avem voie să fie, să vină și ceilalți în... Dar ce nu-i Denisa asta, că nu mi-ai spus? Cum mă, nu știi? Denisa este... Vagabond! Vă rog frumos, fără violență în secția de poliție. Ok, îmi pare rău, domnul, chiar îmi pare rău. Denisa este sora mea adoptivă. Tocmai ai adoptat-o împreună cu mama.
Nu mai ții minte? Haladit. Ce ți-a spus, bă, că am uitat, mă, de pastilele iară? No. Mai am eu o multivitamină aici la mine. Lăsați multivitamine. Împărțim în trei, sită și la domnul. Domnul polițist. Da, spuneți. O să merg, o să dau testele într-o mașină de 4 locuri sau de 2 locuri? De 4 locuri. Poate vin. Poate vin și vină și domnii. Păi nu. O să alegem numai un domn și o să vină o domnișoară. Ah, ok, nu e problemă. Zinuțu, vii tu cu mine. Vreți să-l băgăm pe unul în portbagaj? Ia uzi, tată! Vrei tu în portbagaj sau vrei în față? Hai de ți-ai de spune afară bagaj, că... Mai acolo știu că dacă intri tu... Opa, ce? Măcar... Ce? Poate dau cu spatele și nu mai există. Luăm o multivitamină de aia. O multivitamină. Domnule, când sunteți pregătită, veniți în secție și spuneți. Ok, mai trebuie să vină acum pe sora mea și vă anunț, da? Imediat, imediat. Am o întrebare. Mașina din față, cu aia o să dăm noi testele? Da, mașina de poliție. Le vedeți acolo pe ea. Mulțumesc. Bă, voi știați? Da. Dar de ce dă numai un pic? Bă, ți-am zis să nu mai atingi, să nu te mai atingi de jointurile alea. Dar nu-i jointuri, ești au. Dă țigară ce-o fi aia, nu vă mai atingi de țigări că vă... Ai noroc că ești tata, tu mai mori din când în când. Eu mai mor din când în când. Da, ai 9 vieți. Dar de cât? Am 9 vieți. Ei, elf bard ăla. Băi, dar nu mai fuma! Că te iau de cap! Am plecat. Ce mai zici, băi? Ce mai faci, fata? Doamne, ce mai speriat! Te băgă în poliție, mă? Da, da. Vinu ca, băieții vorbesc. Vinu ca, vinu ca. Doamne, ce de noi... Bă, Deniso, ce faci, mă, nebună? Mamă, dar nu, aia ești blondă? Ei, m-am vopsit și eu. M-am vopsit și eu, să fim în cu tine. Ce faci, Denisa? O, femeile astea. Vezi că tata a uitat de tine, ce? Vezi că tata a uitat de tine. Tata? Așa. Da, Denisa, spune. Știi cine sunt, tata? Da. După puteți să o arestați. Sunt Fita. Fica mea. Cine ești încântat că mă vezi? Da, sunt și nu mă îmbrați. Ce-a băgat? Da, te iau. Ce-o mai întorci? Deci eu trebuie să ajung la volan, domnul? Da. Deci la volan, da? Șoferiță, vă rog. Și eu în dreapta. Nu, lasă pe polițist în dreapta! Gata, scuzați-mă, domnul. Nu. Păi și tata, tu ce faci? Hai că stau în spatele vostru. Intră în portbagaj. Ah, ok, o să vină cu mașină. Gata, domnul, cum procedăm? Ce buton e ăsta? Am luat aici carnețelul și pixul. Aici o să notez greșelile. Opa! Te rog frumos să faci așa. Scuze, îmi pare rău, am văzut un buton. Dacă vrei poți să-ți reglezi scaunul, oglinzile, prin de retrovizoare, ca să fie ție mai bine. Mamă, muri. E bună, domnul, e oricum ești arsă. Pune-ți-vă centurile! Gata, domnul, unde mergem? Haide, domnul, bun. Spuneți-mi. Vă rog să intrați pe drum. Care? Să faceți stânga. Doamne ajut, faceți-vă cruci. Vă rog să puneți în limita de viteză și să faceți iar stânga aici. Care? Da, stânga. Așa. Eu îl luați drept în față. Ok. E bine, domnul? Da, e bine. E bine, da? Da. Bun, da? Stânga să nu mai ai casa cea de mașină, să... Stânga, domnul. Stânga. Ok. Ok, domnul, gata, domnul. Să țineți drept în față. Ok, domnul. Da, bun. Acum, la următoarea, vă rog să faceți stânga. Așa? Da, și o țineți drept în față. Te vă rog frumos să aveți grijă la viteză. Are cuplu de betoniera asta. Da. Uiu! E vina lui, domnul, nu s-a asigurat. Doamna, aici trebuia să vă asigurați și dumneavoastră. Bine, domnul, gata, îmi pare rău. Da. Dar uitați ăla cum a mers. Penalizez. Ați văzut, da? Da, n-am ce să fac acum, eu s-a terminat dumneavoastră. Bine, domnul, gata. Doamne, ferește, murim. O țineți drept în față. Nu intrați pe cealaltă bandă, așa. Ok. Ok. Rep. Wow! Upsi! Era să intre tata noi! Să faceți drept aici, vă rog. Să intrați pe autostradă. Domnul, nu trecem de vamă, da? Nu trecem. Mulțumesc, domnul. Și vă rog să vă încadrați pe banda a patra, vă rog. 1, 2, 3. Și următoarea... 4.
De fapt, a treia, da. A treia, adică asta. Da, lăsați-o pe asta. Ok, bine. Vrem să ne dreptăm în față. Ok, domnul. Mă, înveți să nu merg, ce faci? Nu, eu vedeam numai două, nu vedeam patru. Murim. Mă, murim, mă. Nea și Anuțu. Calmează pe Denisa. Pupă, pupă pe frunte. Cum adică mai e gagică, tu nu gagică mie? Ce? Acum, aș vrea să vă încădați pe banda a doua. Așa? Aici să întoarceți. Nu așa, așa. Și acum o să ne drept în față. Ce drift a băgat. Unde te crezi, mă, Fast and Furious? Niciodată. Doamna, am zis să fiți atentă la limitare, viteză, vă rog. Mamă, zburăm. Mamă, sunt... Scuzați, domn, îmi pare rău. Am apăsat prea tare și s-a blocat picior, am avut cârcel. Cred că e 1000 de puncte penalizare. Doamnă, câte penalizare am? Dracu de la mine. Poftim? Nimic. Așa, vă luați pe dreapta pe aici. Urcați, unde? Urcați pe aici. Dreapta, dreapta! Mă, mă! Face stânga, face stânga aici. Aici? Da. Așa? Așa, și acum o să ne drept în față. Aveți asigurare pe asta? Bine, bine că mi-am pus 1000 de centuri. Da, avem asigurare, dar... Lasă, cam plătesc eu pentru asta, plătesc eu. Mă, că nu fac nicio greșeală. Nu vezi? Dar ține drumul drept. Ținem drumul drept. Zbura, gata, s-a dus. Vreau să vă asigurați seara și ne-a retrat. Mamă. Acum puteți să-i dați la secție. Ce să se asigure că o zbura direct peste aia la chiar. Haideți, domnul, că n-am... Să-mi vrei să ne omori? Niciodată. Mai culița, domnul. Așa? Știi să faci chestii câte văd. S-a uitat la multe filme când era mic. Zoomii. Ok, gata, domnul, scuzați-mă. Voiam să vă arăt că nu puteți. Nu te-am mai văzut de mult timp și vrei să mă omori? Nu, domnul. Deci acum vreau să parcați de... aici mașina. Acum, domnul. Mă. Date că parchez. Parchez, scuze, cum pornesc? Cum pornesc? Scuze, cum pornesc? Cum fac alea buton? Așa. Da, bun. Cum aș vrea să coborâți tu din mașină? Nu mă ajută! Mă, m-ai dat să mă pregătă în aia, Zumi. Era să îmbușească mașina. Uite că n-am dat, e la milimetru. Mi-e rău. La milimetru. Doamnă, aș vrea să vă anunț că ați luat permisul. Super! Cu două creșteli din trei. Așa! Bine, eu v-aș sugera să fiți mai atentă când conduceți data viitoare. La ce anume? Hai să dansăm de bucurie. Conduceți cu mașina. În conduce, eu cred că... Ce anume? Dar când am greșit, domnul? Nu contează, vă zice domnul de aici. L-a văzut mai bine. Zumi? Da? Cum stai să rup foaia să-ți o dau? Când stăteam așa. Eu mai mult am stat cu ochii închiși când era fric. Așa? Și foaia asta este a mea? Da. Ce ți-a mai spus să te zici de așa? Știi că eu am pareză pe creier. Asta e foaia cu greșelile și punctajul. Așa. Acum o să trebuiască să așteptați cam 5 minute ce până zici? 50 minute până vă fac permisul de conducere. Ok, bine, domnul. Dacă vreți puteți să așteptați sau... Da, domnul, dacă da. Mai aveți treabă. Da. Stăm la conversații. Am trecut și tu nu mai fuma că te iau de cap. Și tata mă bate. Domnul polițist, domnul polițai, poliția. Poliția, domnul, vă rog frumos, protejați-mă, că sora mea e mai brutală, așa de fel, e femeia bărbat, e alfa. Vă rog, ai dat-o chiar de jos, Zumi. Nu, domnul, vă rog frumos, vă rog, ajutați-mă. Zumi, dacă ai dat un zoom, nu mă face să-l scot pe ăsta. O lună. Tot pe mine ea mi-a dat ochelarii. Mulțumesc, domnul, mulțumesc. Domnul, e gata, ăla, ce-o fi? Mai durează puțin, că deja am scris numele, trebuie să mai scriu seria alea. Tata, mai ții minte când am trezit împreună cu mama, când eram așa, atunci la casă? Îmi aduc aminte. Și eram cu Nicol. Permisul? Gata? Da, s-a spus să îl dau, să-l iau de aici. Dumneavoastră nu prea ați dat testul teoretic, că
că atunci când am scos permisul, a avut un chip de ăla, știți? Și ca să vă dau permisul, vă trebuie și de stătări, dar nu contează. N-ați văzut că... nimic, domnul Lupitis? Dar nu contează, că oricum, eu vă cred în stare că o să mergeți la secție și o să dați testul teoretic. Deci așa eu am că... luat, da? Ăsta. Da, 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 l-am lăsat aici pe... cum se numește. Am înțeles, păi și... deci, dar... pot să-l dau și cu dumneavoastră sau nu? Eu. Nu. Testul teoretic îl dați la secția poți și... poți să dau online? Stați puțin, că mi se pare că s-a schimbat legislația și s-au schimbat anumite chestii, ați văzut cum uit acum. Mici pănei! Ție prietenia n-am știut! Mici pănei! Când pe până că am cunoscut! La urmă chiar l-o scop ăsta. Aventuri! Și mai bună! Și o inimă mare cu toți împreună! Am văzut, da, de la schimbare mare, sigur, vei de legislație și de la codul rutier am văzut că da, pot să... Ok, ok. Cum caut pe site? Cum trebuie să caut site-ul? Poliția română, test teoretic, pentru. Ok, bine. Mulțumesc, domnul. Vă mulțumesc mult de tot și eu. Și vedere! O zi bună și succes cu carnetul. Mulțumesc, doamnă, mulțumesc, să conduceți, să conduceți prudent. Da, domnul, o să conduc ca o adevărată zeiță, ca un înger. Ok. Un înger al condusului, hai. La revedere! Vreau să văd casa, vreau să văd camera mea. Hai, mai bine. Hai să mergem. Eu conduc. Hai, mergem? Nu. Ce face tata? Tata! Hai, eu conduc. Așa se gândește. Tu! Luați-l pe sus pe tata. Dar nu mai dăm! Dar nu mai fuma! Bun, hai de sus! Nu mai mamă, ce-i mașina asta? Hai cu a mea! Ce aia ta? Da, lasă-mă da, pe da, mine da. Să conduc, lasă-mă pe mine să conduc, okay, eu vin cu tine, că mi-e frică de asta. Dar vezi că e cu două locuri, hai, ne-ți ținem după el. Ok, ne ținem. După mine. Da, hai. Da, să nu intrați în stâlpi. Stai că intram în mașina de poliție. Să dai în toți stâlpii, da? Niciodată. Băi, dar ce urât conduci cu mașina asta. Uite, mane, din ei să putem pleca de acasă, putem să mergem în cluburi. Cred că e ilegal claxonul ăsta. Pe bune? Bă, să vezi ce casă... Până la urmă, faza între tine și nu știu cum e, cum e, cum ce se întâmplă, cum ce... Ce să fie? Am avansat, acum o să dormim împreună. Și trebuie să-ți alegi o cameră. Junior! No, încă nu. Adică nu! Nu, lasă așa, lasă-mă în pace cu Zumi Junior. O să nu. Avem un nepoțe. Nu cu nepoței tăi. O, dar unde-i casa? E în bordei, dar să vezi ce mișto e. Băi, de ce genială. Unde e, mă, casa la e castel, efectiv. E efectiv, dita mai castelul. E în cocenii de sus. E cocenul de sus, dar castel de lux. Mici pănei. Eu nu cred că e castel. Bă, da. Mamă, i s-a spart roata. I s-a spart roata. Tu spui mie că noi suntem în vârful unui munte? Da. Oh. Stai. Cum mă mai duc eu la mec? Cum mă mai duc eu la mec? Păi avem Sandy-ul lângă. Cum da, adică? Sandy, nu fac nimic în Sandy. Ba da, poate cine știe, se adaugă ceva mec. M-am înțeles că este și mai sus o zonă. Păi ce, și acolo nu e mec? Nu e mec, e doar în oraș mec. Atunci o să comandăm de pe Glovo. Uite, mă, ce mișto e casa. Și ne aduce așa, uite-te. Vezi? Vezi ce mișto e dita mai palata, e dita mai grădina cu copacii. Ar trebui să mai aibă și niște palmi, dar n-am. Mama n-a venit pentru că zicea că tata este soroc. Domi! Da? A intrat în corul meu. Nu e adevărat, tata, nu văd nicio zgrietură. Ba da. Nu văd nicio zgrietură. Stai că Denisa e cam blocată. Stai puțin, Denisa, n-ai mai văzut casă? Uliu! Denisa! Denisa! Psihic. Ah, bă, doamne, m-ai speriat. Am căzut psihic. Deci este ok? Să mă... Ma! Uliu, ușor că e abrupt. Bagă-te noata, na. N-ai că ai că până noți. A rupt tot în mine. Ce să cumperi, mă? Ai uitat. Lapte! Da, cumpărături. Du-te ia lapte, du-te ia lapte. Vreau lapte. Unde e Nuțu? Călcat-o. În casă. Bine.
Asta, băi, eu cred că e... N-ai văzut că s-a înroșit la față? Eu cred că clar s-a îndrăgostit de cineva. Hai să mergem să vedem ce se întâmplă. Cred că sau se duce după lapte și nu mai vine. Du-te mai de aici. O să vin cu tine. Eu pe poți să vin și eu cu tine? Te rog! Ok. Tata! Da? Deci unde te duci? Mă duc până în paleturi, la cumpărături. Ne vedem la casă. Te așteptăm să iei lapte. Da. Ne revedem la casă, papa. Pa. Bă, las mașina repede, ia mașina repede. Mamă, condu-tu. Eu conduc. Hai. Vino cu repede. Bă, vino cu. Du-te. Dai. Mă duc. Bă, nuțu. Stai. Repede. Dai. Stai mă, când e la poartă, poate se uită în spate. Ok, acum. Bănuțu, eu am senzația că tata și-a găsit o nevastă aici, în oraș. Mi se pare corect. Și vreau să vedem unde... Cum de se duce în palet, bă. Păi am... și mama, doamnele, câte neveste a avut ăsta? Păi a avut două. Mai mult. Ba nu, una. Ba nu, Nuțu, tu știi povestea, că tu văd că ești mai apropiat de el. Eu știu. Hm? Da, na. Trebuie mai întâi el să vă zic. Nu pot să zic eu pistie. Până la urmă sunteți fiicele lui, nu? Mm? Până la... Da, mă fac să mă repet. Da, normal. Bă, da, am și o întrebare. Ce dure în relație? Păi da, n-ai auzit că... stai să vezi, de cine a venit maică-mea. Maică-mea i-a zis lui taică-miu că... Bă, vezi că eu nu mai vreau să vin cu tine, că mi se pare că ești un sărântoc. Și uite la că ce sărântoc avem noi aici. Ce mă scorpi. Uite, da, mă. Car, asta să nu mai fie scorpie, sper să fie bună. Dar eu nu înțeleg ce se vede cu ea în paletul asta. Să țină numai cu noi. Bă, dar poate e o țărancă. Bă, poate e o țărancă și de e aici în paletul. Nu, no, cred că e țărancă. Și dacă e țărancă, ce mă? Dacă e bună, păi, cu noi, e cu mie, cu mine. N-am de unde să știu, adică n-ai văzut ce oamenii sunt pe aici prin zonă. Dar nu zicea că se duce la magazin? Am trecut de magazin. A, e și aici. Aparent a trecut și de magazinul ăsta. Păi a zis da, prima oară de magazin, deci... Bă, ne-am mințit, mă, e în relație, mă. De două magazine. E în relație, nebune, omul, mă. Ce-ai? Ne-am făcut mamă vitregă. Denisa, tu mai ai numărul lui maica mea, că eu nu-l mai am. Nu cred că l-am și trebuie să adrec cu scorpii. Păi, dar ea te-a băgat în familie, nu mai ți minte că tata de fapt nu mă ia? Eram de acord cu păi el. La început e bună, dar după a devenit zici că am murit și are înviat și altă persoană. Stai mă că s-a dus la, cum îl chema pe ăla, la Gică să schimbe Stel. Mașina. La Costei să schimbe mașina. Prima oară îmi plăcea foarte mult de ea, că ea m-a băgat în familie, dar după aia zici că s-a transformat. Păi ce s-a făcut? N-a devenit scorpie. Hmm? A devenit scorpie. Uite mă că și-a luat pare altă bine mașină. Că am călcat-o. Se vede ce pierdem noi cu, noi cu tipul, el cu mașina. Ia că a întors. Bă, dar noi oare o să prindem mașina lui cu având în vedere că suntem cu Tico. Stai, hai să punem măcar melodii. Tragem aici pe dreapta. Bă, poate îl pierdem, stați puțin. Hai tu pe el, ție ți arde de gata, melodii. Gata, voiam să vă pun melodii, scuzați-mă. Eu am pus, dar nu știu dacă auziți, eu aud la mine, dar acum am de voi. Ia spuneți-mi ce-ați, vă place melodia asta? Bă, unde l-a luat-o? A zis spre paletul, nu? Mama, închide muzica, acum dau jos. Nu. Bă, nu e voie, mașină. Nu e voie. Mă arunc cu mașină? Nu e voie. Avem viteză, avem viteză, ia. Mă arunc din mașină.
Nevoie. Te arunc și tu mă arunc și eu. Păi, dar eu nu înțeleg de ce se tot oprește. Bă, 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 de te vede dacă pornește. A pornit! Jos, 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 jos! Sus, nu jos! Haide! Mamă, ne-a văzut. Dar nu cred că ne-a văzut cine sunt din bani. Da, cred că ne-a văzut, cred că e încă pe joint-urile alea, știi? Bă, eu cred că e și pe bere. Cred că. Cu siguranță. Ce ai, dar nu tu să bea. Am. Depășire, saban. Mama, nu știu ce-i de acolo. Bă, tu vezi că merge zigzag? Nuțu, ce-ai băut cu el? Zici ce-ai băut? Zici ce-ai băut cât te-ai de cap? Si! Bere fără alcool. Aia era bere fără alcool, că vezi că am simțit acolo, nu s-a atât de pe asta. Nu, era fără alcool, era ursus fuller cu cireșe. Băi, ia, pleacă de ce acum arunc bașa. Lasă, pune capul pe geam. Ce faceți acolo în spate? Nu te atingi de mine că trupă. Ce faceți în spate? Eu încerc să supraviețuiesc. Ea încerc să moară. Păi? Tu stați acolo și condu. Băi, oh. Pleacă, băi, bă. Vrei să mă arunc? Păi asta e mașina? Asta e. Vrei să mă arunc? Stai. Zii, vrei să mă arunc? Bă, dar tu... Cred. Bă, ai văzut? Bă. Cred că aștept un telefon, ceva. Bă, ai văzut că gen... că mă arunc. Ai văzut că erau gen... două mașini? Eu cred că e un test pentru mine. Stai. Fii atent că parcăm aici. Parcăm aici sau unde? Unde? Mă, pe ocolite, pe aici, prin spate. Bă. Bă. Dacă mă camuflez la fel de mine, la fel de bine cum am camuflat atunci, mai ții minte? Bă, uite alea care o domnișoară și cu încă un... Da, ia, băgați viteză, băgați viteză. Stai, nu, stai că a urcat în mașină. Ok. Mamă, dacă fac cum am făcut atunci, Zumi, când am intrat la aia în hangar. Hai, 3, 2, 1 și acum veniți, veniți, veniți. Vino. Așa cum ne-am înțeles. Da, așa cum ne-am înțeles. Ăla de se vede prin zid acolo cu dumneavoastră? Cine? E unul care e jumătate corpului acolo. Care e faza cu el? Nu știu, cred că e ceva ca da, habaran, că e că mai fac niște... Sper să nu fie vreo tactică la mijloc. Nu, a venit sigur. Singur am venit. Dar nu știu, am impresia că se aud niște șușuituri. Bun, cum vă numiți? Mă numesc Diamond. Deci dumneavoastră sunteți marele Diamond. V-am auzit de dumneavoastră în oraș. Care-i treaba? Care-i treaba de m-ați auzit? Nu știu, doar atâta cunoscut. Da? Bine atunci, domnul Diamond. Să știți că vorbiți cu familia Corleone. Încântat. Ce se urmă așa? Vedem de glunt instant. Tu înțelegi? Ce vrea mă, tu mă nebun? Omoare? Tu ești proastă? Ăla vrea să mă omoare? Tu ești proastă, mă?
Antonel Corleone. Ce? Am fost bona copiilor lui. Zi, deci, fii atentă. Eu eram bună și el voia să folosească copilul ăla ca pe un sclav. Și acum îl folosește ca pe un sclav și își bate joc de el. De asta îl luasem. Ia mă că i-a dat o servietă, pentru că mă atașasem de el că eram bună. Ascultă-mă. Am fost bună. Mă atașasem de el și la de-aia l-am luat și după el l-am dat soției lui, gen la mamă, și el a omorât-o pe soția lui ca să ia copilul și a luat copilul și el are și pe celălalt, dar e amândoi copii acum. Și și-a făcut alte gagică și vrea să-și facă iar viața, ci că da, îi folosește ca pe un sclav pe copil. Ia că pe ia mă, că pinuțul nu l-a văzut. Și m-a torturat, mi-a tăiat din piele, m-a... Doamne, părăsește-mă, astea chiar nebun. Bă, dar tu de ce ai vorbit? Băi, de ce ești proastă? De ce ai vorbit? Da, voiam să zic cine e și că nu e ok de la... Ia, stai, taci, 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 i-a zis, i-a taci, 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 taci. Bună ziua! Ce prezență! Puteți să vă ridicați. Vă vedeți de la o poștă. Da. Care-i faza cu voi aici? Din ce familie proveniți? Deci... Poți să te întreb ce treabă ai tu cu acel domn? Ce treabă am eu cu acel domn? Aha. Este un domn important. Un domn care, cu care facem noi afaceri. Cine sunteți voi? Nu trageți! Crede-mă că o să încurci rău de tot, dacă o să omori un om din Corleone. Nu-ți-o lasă arma! Da, și-ar mai ajuns și-o las și eu. La 3. Nu-ți-o lasă arma. Bă! Ok. 1, 2, 3. I-am luat-o. Așa. Bun, da. Ok. Las-o de tot, arunc-o de tot. Arunc-o! Lasă-o jos! Arunc-o mai de nuțu. Așa. Care e faza cu voi aici și de ce îmi încurcați afacerile? Păi ce afacere ai tu cu domnul ăla, în primul rând? Cu domnul ăla nu te privește pe tine. Ba, chiar ne privește. Ba, chiar nu vă privește. Ce treabă, ce legătură aveți voi cu el? Cine sunteți voi? Eu nu zic nimic, tu vorbești. Ziceam ceva. Nu-ți-o? Eu am venit aici, cum ați luat voi? Dacă îmi permis să zic eu ce care voi? Despre ele. Uite asta cu cap, cu cornișoare de draci. Marci! Marci! Uite cum arată. Aia zic. Bine zice, doamna. Nu-ți-o mă... Eu vă spune să vă vedeți de treburile voastre. Nu cred că vreți să intrați în conflict. Nu puteți să o luați pe asta, vă rog? Nu cred că vreți să intrați în conflict cu familia Corleone. Mulțumesc, doamna. Chiar așa apreciez. Zumi, hai să plecăm, nu vrei? Zumi? Taci-mă! După cum vedeți, nu știe să-și țină gura, e impertinentă. Bă, nu mai spune niciun nume proastă. Gata. Eu zic să o las pe sus dacă puteți. A, ne permiteți? Eu pe ea, da, luați-o. Nu, calmați-vă. Iubire, rămâi acolo. Calmați-vă. Nu iei pe nimeni. Ne cărăm de aici. Ce-a făcut? Bă, mi-a luat numele, mă. Haide, am luat primul nume. Zumi. Haide. O să ne mai auzim noi. La revedere. Da. O zi bună. Să sperăm că nu. Doamne, cum nu m-a recunoscut? Doamne, am scăpat de data asta. La data viitoare cred că mă recunoaște și cred că mă omoară. Bă, mi-a notat numele, ești proastă. Dar nu e vina mea. Nu-ți-o... Bă, deci dacă ăsta află, bă, dar e fix vina ta, nu trebuia să spun nimica. Bă, deci femeie, bărbatul ăsta acum pur și simplu știe ce nume am. Bă, deci tu îți dai seama dacă e ceva pe ilegal, e normal că e pe ilegal, tocmai avea o armă în mână și mă amenința. Bă, mi-e frică să-mi bag. Și tu i-ai spus noțul lui. Dar nu l-a notat, din
fericirii. Pe mine m-a notat. Și tu i-ai spus lui. Dar pe mine m-a notat. Pe mine m-a notat. Nu e doar vina mea. Bă, pe mine m-a notat. Ești proastă. Nu fugi acum. Bă, mi-e frică. Cine e omul ăla mascul? Bă, mi-e frică acum. Ce facem acum? Mai mult decât voi. Cine dracu să fie ăla, mă? Omul ăla, dacă mă recunoaște cine sunt, mă omor instant. Eu sunt fericit atunci. Eu... Bro... Eu... Tati, mă, de aici, Denisa! Denisa, tu-ți dai seama că acum am știe numele? Bine că nu m-a recunoscut pe mine. Te... Băi, te salvam, bă, dar la mine ce să mai spun? Mă, având în vedere că e cu tata! Zumi, o să avem grijă și nu o să pățești nimic, îți promit. Bă, mă, sună tata. Știu cum e omul ăla. Alo? Ei știu punctele slabe, Zumi. Ce faceți? Unde sunteți? Eu sunt la casă. Am venit cu cumpărăturile. Suntem în grădină. Venim imediat. De ce pățit de ești așa agitată? Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Lasă că ajung, intru în cameră, ok? Vin în casă, da? Da, da, da. Hai că vin acum, pa. Bă, Denisa! Bă, Denisa! Cura nu mai scoate! I-a notat numele la toți! Nu, Zuzuvi! Bravo! M-a puțit la ea! Dar eu de ce? Da, să... Bă, dar ce... Eu v-am spus numele până la urmă, știi? Dar ce... De ce m-a notat fix pe mine? Eu zic să oprim puțin aici, pe dreapta. Nu, mai încolo, mai încolo, mai încolo, știu eu. Ok. Doamne, cum nu și-a dat seama că sunt eu? Dă-te-mă cu tuto, bă, deci una era la tine, dar bă, da, acum sunt și eu și tata. Nu înțelegi că cu tine nu are nimic, fă pe mine, dar acum recunoaște, adică, moream instant. Aici, dreapta? Da, 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 da. Zumi, bă, cu tine nu are nimic. Bine că nu te-a recunoscut, dar acum fii atentă, că acum are și el probleme și eu am probleme cu el. Și eu am probleme. Și ce-ți fac aici? Parchează pe undeva. Uite, hambarul ăla acolo. Ei, hambarul ăla acolo. Na, hambar? Vreau să mă răzbun pe el. Du-te și te bărmân. Mi-a omoră cea mai bună prietenă, Zumi. Da? Poate să-ți mai omori încă o prietenă. Pe nume Zumi. Nu e adevărat. Nu. Coboară. Nu se va întâmpla. Și tata, ce treabă are cu el? Eu ți-am mai zis odată. Bă, calmează-te! Calmează-te, 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 n-ai voie, n-ai voie. Cum adică n-am voie? N-ai voie, dar nu contează, bă, nu o omoră, bă, calmați-vă, 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 ou, nu, stați cu minți, vă rog frumos. Chiar nu vreau să vă sânge, nu vreau să vă sânge nimica, calmați-vă. O să-l vezi doar pe al ei. Nu vreau să vă sânge nimănui, hai, calmați-vă, calmați-vă. Facem că am vers sălbatic? Nu! De ce pași înapoi și ne rătim? Nu! Nu! Stați cu minți! Mă ține! Da, bă. Dar văd că e cam țeava goală, nu știu cum să zic. Bă, nu fă de astea! Te mănâncă grav! Păi da, după ce-i dai numele ei, singura persoană importantă din viața mea aproape era să o pierd. Crezi că mă interesează dacă am acum numele pe tată? Ce mă ține pe mine acum să apăs pe trăgaciul ăsta? Eu sunt aici, nu am... Îl știi pe Kurt Cobain? Cârco, hai acasă! Da, plecăm doi de aici, nu trei. Trei plecăm. Da, adică eu cu Zumi. Trei da, plecăm. Da, i-am porbagaj, adică moartă. Trei plecăm. Nu, tu în cutiile alea de acolo pe bucăți. Da, mă, da. Măcar dacă ai ști să... Ți-i petrăgați de dit. Bă, calmați-vă. Calmați-vă, mă. Ce să mă chinuiți eu să scap de omul ăsta? Bă, hai să ne unim forțele, în loc să vă uniți. Știi că eu mi-am lăsat toți prietenii și tot din cauza lui? Păi, dar din ce din cauza mea? Știu că m-ai plăcut mereu, dar nu ți-o ieși niciodată. Realizezi că eu am mai multe probleme decât ar avea Zumi în momentul de față cu el. Dar nu mă interesează de tine, și doar. Știi că problemele tale sunt infime pentru mine. Hai, calmați-vă.
Nu, calmați-vă. Vă rog frumos, măcar pentru mine, calmați-vă, amândoi. Și tu, lasă arma jos. Asta e ultima avertisment de la... Dar spune-i să data termine. Viitoare te omor în sum. Hai, deci mergem acasă. Dacă nu fac eu prima dată. Ai încercat de multe ori, dar înțelegi. Nu, am încercat pe bune. Aoleu, a zis numele lui Nuto. Oricum, tu nu știi să faci nimic ca bun, deci... Dacă vrei să mă vedeți, să mă vezi cu adevărat, mă vei vedea. Hai, hai să mergem acasă, că m-a sunat tata. Am înțeles, ușa aia e cam damblagită. Mă... Opa, la accident, hai, dă-te jos, conduc eu. Nu, ăla hai să-l scotem pe ăla din poliție, ți-a dat carnetul. De frate, dă-ți bine, mă, las-mă. Bă, dai nu acasă că trebuie să sun niște prieteni. Bă, ai prieteni care să aibă în arme? Da, să-mi adun gasca înapoi. Eu am. Dar nu am vorbit cu tine. Am prieteni din poliție, dacă vrei. Cine? Da, uite, Denisa, am și o întrebare. Cum ne... De față cu Antonel n-ai avut niciun curaj să scoți arma. Dar cu nu ți-o ai. Pentru că știu cum e omul ăla. Dacă scoteam arma în momentul ăla, eu eram moartă. Păi el și cu nu ți-o are oameni peste tot. Oriunde vezi pe munți, ieși, el are oameni. Omul are oameni mulți, dar proști. Eu nu văd niciun om. Eu nu văd niciun prost. Dar ce ascultă. Deci pentru mine omul ăla e zero. Că acolo nu era doar el și ea. Erau ba, o grămadă din armata erau. Lui. Crede-mă, m-am dus în jur, numai ei doi erau. Nu ai idee cât timp am stat eu cu omul ăla. Păi da, și am fost la ei în casă, am aflat, am dormit la ei în casă. Am dat un tur pe acolo și eram numai noi 4. Bine, 5. Eram noi 3 și ei 2 după ce a plecat tai. Nu înțelegi câte legături am eu cu omul ăla. Bun, legături cu legături, dar noi acum hai să încercăm să găsim o soluție cum să ne protejăm și să-l protejăm pe tata. Aveți vreo idee? Eu oricum mă închem băieții și eu fac armata mea. Luăm mâine armă dacă e ceva. Nu armă, armată, stai să închem eu băieții. Păi și ce, mi-i chemi acasă? Nu, îi chem la... După meu, și după... Unde? Da. Asta am eu o locație unde mă întâlnesc eu cu ei. Și după începem să-i căutăm pe aia. Vă pot da multe informații. Lasă, până ne găsesc ei, îi găsim noi. Mă, partea bună e că nu știi foarte multe, gen... Acum nu știu ce a vorbit cu tata, asta e problema, știi? Zi-mă, de unde scoți tu armata asta? Cu bani se fac tot. Păi și în cât timp poți să-i creezi? Și cum putem face cât să nu fim depistați, ca să zic așa, de băiatul ăsta? Mai știi găsit. Cineva? Știi cineva care era numele lui sau nu s-a prezentat? Vere, Zumi, de câte ori să-ți mai explic? Îl cheamă Antonel Corleone. A, dar chiar că ai zis că e din nu știu ce, ma familia Corleone. N-am auzit niciodată de ea. Mă asculti, eu am stat prea mult timp efectiv cu omul ăla. E clar. Știu treaba. Totul despre el. E vreo idee gen... cam câți oameni are? Mulți, dar proști. Atâta pot să zic, mulți, dar proști. E. Are o armată pe care o folosește ca pe niște sclavi. Efectiv, aceasta nu știe armata. Și mai are familia Corleone care sunt puțin mai ok față de ce era. Dar... ei sunt pe faptul că ei cred că sunt cei mai buni din oraș și că ei vor... ei au stăpânirea pe tot orașul și că ei sunt cei mai șmecheri. Înțelegi? Da, ei erau dinainte de aici. Cred. Erau înainte în orașul ăsta până acum sau n-ai vreo idee? Nu. Noi am, dar poate nu mai nu s-a adus. Oraș. Poate nu s-a... Ascultă-mă. Poate nu are toată armata, mă, având în vedere că ascultă-mă. E oraș nou. Ascultă-mă.
cât timp știi că e o perioadă bună, am lipsit. Știi asta. Așa. Ei, eu toată perioada asta am fost pe un oraș anume. Așa. Gen, unde m-a adus un prieten, mă rog, m-am mutat cu el acolo, mi-am făcut prieteni, mulți prieteni, chiar și cea mai bună prietena mea pe care a omorât-o, Antonel, că era păi de ce a omorât? Am înțeles. Păi și de ce a omorât-o? Lui. De ce a omorât-o? Pentru că copilul la un moment dat era la ea, pentru că nu voiam să-i facă rol copilului și a omorât-o ca să ia copilul. Deci unul din copiii ei, lui... El nu lăsa pe Lia să-și vadă copiii. Lia, ok, da. Lia, ok, ma, da, acum. Bă. Am velit-o. Eu am fost pe un oraș. Taci. Eu mă duc să beau o bere, vreți să vă aduc și dumneavoastră? Bun, vreau să știu unde ați fost. Vă aduc și dumneavoastră o bere? O bere, da, o bere. Nu vreau nicio bere. Vitamină vreți? Nu. Pastilă? Ah. Nu. Nu vreau nimic. Vreau să știu și unde ați fost. Că am auzit mașina. Am fost în oraș la mall. Și nu văd nicio plasă cu voi. Păi nu ne-am luat, că nu ne-ai dat bani când ai plecat. Nu ne-am luat nimic, doar am fost să ne plimbăm. V-am lăsat bani pe masă. Ah, da? Mi-am cumpărat un ceas și pe chet ăsta. L-am la mână. Stai puțin, tata, stai puțin. Nuțu, veniți cu ta, de Isa. Of. Trebuie să-i spun ce prostie faci. Băi, să-l întrebăm ce care-i faza cu... Trebuie să-l întrebăm, mă, ce care-i faza. Da. Hai, simți, da. Hai, Nuțu. Auzi? Tata. Unde ai fost de fapt, tata? Da, tu unde ai fost? Știm cu toții că nu ai fost la magazin. Mm? Unde ai fost unde-s de fapt? Cumpărăturile? La magazin, în bucătărie. Ia zi, hai de fapt unde ești. Acolo. Zi, ia de fapt unde ai fost. Zi unde ai fost, că nu, nu e nicio cumpărătură. Unde ai fost? Eu am pus prima întrebare. Unde ați fost voi? Zi unde ai fost tu. Zi unde ai fost tu. Suntem 3 pe 1, haide. Da, da, eu v-am crescut. Nu contează. Ba, pe mine nu mai crescut, odată. Unde ai fost? La cumpărături. N-ai fost la nicio cumpărătură, ai fost la un hambar și te-ai întâlnit cu unul în alb. Cine e ăla și ce s-a întâmplat cu el? Ce naiba ai cu el? Ce treabă ai tu cu acel om? Cum adică e prieten? Și ce ai făcut cu prietenul tău? Tată, tu știi cât de periculos e omul ăla? Tu știi cât de... periculos e, având în vedere că mie îmi știe numele și m-a amenințat cu arma? Și având în vedere că pe mine, dacă mă recunoaște cine sunt, mă omoară instant, mi-a dat glonț în cap? Dar cine v-a pus să mă urmăriți? Nu, păi am crezut că te întâlnești cu o fată, am crezut că vrei să-ți cauți o altă nevastă și te-am urmărit și apoi am văzut că te-ai întâlnit cu ăla și după, efectiv, pentru că n-a putut să tacă tâmpita asta, ne-a auzit băiatul ăla înalt. Cine e băiatul ăla? Cum îl cheamă? Zumi, mă lași să explic eu cine e și tot care-i faza, ce deci, se întâmplă cu stai, el. Stai, lasă pe el, lasă pe el. Ca să înțelegeți. Tată, practic am belit toți acum. Cum adică? Tată, vino și taci. Pentru că tu ai aflat numele. Tată, păi ție nu-ți știa numele. Asculți? Vreți să mă ascultați și pe mine? Cum nu? Că ai zis Diamond, că ești domnul Diamond cu afacerile. Da. Mă știe, deci mă știa dinainte pentru că au auzit de mine, că sunt destul de cunoscut în oraș. Ca și... Nu trebuie să... intru în detalii. Bun. Voi vă dați seama, nu? Ce? Cam belit care era su... știu. Ce facem acum? Mai mult voi. Cum adică eu? Eu am spate. Cum adică noi? Păi ce, tu nu ne aperi pe noi? Ce se va întâmpla? Explică. Ba da, vă apăr. Păi zi, cu ce am belit-o? Care e faza cu el? Ce treabă ai tu cu el? Am văzut că ți-a dat o servietă. Da, o servietă e drogul. Ia mă, Denisa, că...
Nu mă pot, gata. Bă, că lui nu ți-i place ce aud. Mă. Oh my god. Îmi plac, vitaminele zbor. Dă-te vitamina ta, că acum noi o să murim. Nu moare nimeni, cât trăiesc eu nu moare nimeni. Bun. Și el a zis că dacă vine cineva cu mine, am încurcat-o. Deci v-ați pus în pericol și pe mine și pe voi. Și ce putem face în legătură cu asta? Tata, ne luăm puțin pasnici. Cu mine până în casă strict. Du-te cu arma ta. Dar nu puteți face nimic. Nu vă mai explic nimic, nu vă mai dau nicio informație. Ba da, gata. Vino cu aia, Deniza. Haide, spune-mi informația, îmi pare rău. Na, nervoasă. Tata, vino cu mine în casă, acum. Uf, de unde, unde, că vreau și eu. Acum vii cu mine în casă. Asta îți dau un comentariu. Spune Denisa. Aici, treci. Fii atent, ascultă-mă bine. Eu te ascult bine, că de-aia... Te ascultăm, de fapt. Ascultă-mă! Te ascult, spune. Ce treabă aveți? Acel om, știi că eu am lipsit o bună perioadă. Da, bună. Ne-ai părăsit, așa. Eu am fost pe un oraș. Am fost acolo. Uh-huh. Și... Ideea e că eu m-am angajat ca și bonă la el la casă. Eu nu știam exact cine. Adică, ba da, știam că e un fost iubit al meu, el. De pe alt oraș. E un fost iubit al meu. Și... De când eram mic. După aia m-am reîntâlnit cu el acolo. Că eu m-am dus seama acolo pentru niște prieteni. M-am reîntâlnit cu el. M-am angajat ca bonă la el la casă. Da, zi mai repede odată că mă plictisesc. Taci! M-am angajat ca bonă la el la casă. Așa. Iar... cum e zis? Eu... m-am atașat foarte mult de copilul, să zic așa. Să zic așa. Am murit, gata. Și ideea e... Eu m-am prietenit foarte bine cu mama copiilor. Era cea mai bună prietena mea, pe nume Lia. Așa. Iar el a fost un nenorocit și a omorât-o. Ideea e felul următor. Eu i-am luat unul dintre copii, de care m-am atașat foarte mult. Aha. Pentru că știam că o să-l folosesc ca pe un sclav. În momentul de față, el îl folosește ca pe un sclav. Am văzut cum face cu el. Săracul copil. Bun. Folosește, are doi copii și îi folosește ca pe sclavi. De o să crească mare, o să-i folosesc efectiv sclav, efectiv. Da. Și de-aia i-am luat unul dintre copii. Mă rog, la un moment dat i-am dat unul dintre copiii ei, ca să îl țină la ea, pentru că ea e mama, totuși. Uh-huh. Și el a omorât-o, i-a luat copilul și a plecat. Și a plecat de pe oraș și aparent a venit aici, unde eu m-am întors la voi. Și nu știu ce caut aici, dar nu e bine dacă el... Dacă el mă recunoștea cine sunt acolo, la hangarul ăla, eu eram moartă instant, pe loc. Eram moartă. Înțelegi cât de periculos e omul ăla? Bun! De punctele slabe. Ce facem acum? Am dormit la ei în casa. Care-i concluzia? Ia toată casa. Mai periculos decât mine nu e. Dacă am dat un telefon... Ce-ai mă? Aduce toată marfa aici. Eu știu totul despre el, tatu. Am stat prea mult, dar nu știu ce caut aici. Eu am venit aici ca să scap de el și de toate nebunalea de acolo și îl văd aici. Ai de capul meu, s-a ajuns unde nu trebuie. Și îl văd aici, nu e ok. Denisa, okay. Știi ce ai făcut? Te ne-a adus moartea pe viață. Știi ce ați făcut? Că m-ați urmărit, ați adus moartea după dar mine. Dar noi credeam că prin ce ți-ai făcut o cachetă puțin. Nou. Voi vă gândiți că acum, mai ales că știe, și numele lui Zumi. Și dacă află că eu sunt tatăl ei, o să mă omoare și pe mine și pe ea. Și pe mine, dacă știe cine sunt. Am o propunere să rezolvăm toată asta. Mă ascultați? Stai că dau un telefon. Nu, stați, mai întâi ascultați. Zi, eu zic să o dăm pe Denisa în schimbul vostru. Deja. Bă, nu fi prost, mă, trupa! A plecat ea. Doamne ajută, am scăpat de. Denisa, vină cu a! Vină înapoi! Au.
Hai, Denise, vină încoa. Lasă, Denise, o să fie bine. Denise, nu plânge. Eu încerc să vă ajut, ce nu veți ce zice el? E prost, stați în pace. Cum știți că voi vă certați în continuu? Hai să căutăm... Să înceteze. O să-i spun, ok? O să-i spun în seara asta, da? Promit că o să-i spun. Hai să căutăm, hai să mergem înapoi și să căutăm o rezolvare, să vedem eu ce putem face. Eu încerc să ajut familia și el ce face. Hai sus, hai să mergem să vedem ce putem face în legătură cu asta. Dar tot nu înțeleg unde scoate Nuțu și cu tata o armată întreagă, da, na? Nu știu. Hai, femeie, urcă. Ai de capul meu. Ne-am dus noi, oricum. Tatam. Tatam. Zi. Ce facem acum? Ce facem acum? Uite, acum am aflat că o pus toți să vină pe capul meu. Dar nu știe locația casei, nu? Nu. Nu, nu, dar o pus o sumă mare de bani pe capul meu. Ei, am văzut pe cineva îmbrăcat în alt pe aici. Mă. Deja au venit după mine, părinte. Da, nu pot să scot armă. Cum adică? Ia, luați-le, băi, eu n-am armă. Stai, așteaptă, stai plec. Ah. Nicion. E cineva? Da, mă, să se ajungă la asta. Zi, ia cineva? Da, e cineva. De unde ai scos-o? Știu cine-i. E de-a lui. Bun, de unde ai luat arma? Da, ca să iau și eu. Acum mă duc. Nu mai este. Bun. Știi ce vă rog? Ce nume? Bun. Îmi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat înainte. Dar să știți că v-am iubit. Bă, omoară, nu mă interesează. Bă, Denisa, ai o armă. Denisa, ai zis că ai o armă. Am, dar e la mașină. Hai la mașină. Nu pot să o scot. Hai, devin cu aripe. Mergem prin spate. Unde n-ai bai mașină? Vină cu bă, eu nu vreau să mor. Ce? Parcă ai zis că e alb, nu verde. Hai la mașină. Doamne, m-am speriat că chiar... Mauleu. Dă-mi o armă. Na, ia de aici, ia de mașină. Că stai aici mai multe. Păi dar eu n-am armă. Stai aici mai multe, ia de aici. E bună asta? E bună, hai. În timp ce dormim, cred că o să ne fiu piu. Niciun piu. Bea tu-mi bete. Dai. Tu. Da. Tu. Mâinile sus. Avem niște treabă. Aveți niște treabă? Mm-hmm. Păi hai să-l punem pe ăsta ca și pasnic, mă. De ce nu-l puneți ca și pasnic? Nu, că știu pe ăsta. Nu, e vai de capul lui. Păi vorbește așa de față cu el? Ascultați-mă, au venit să mă avertizeze. Cu ce? Că vine ea după mine. Da, știam și nu. O aflat unde stau. Stai, ești prieten de-a lui? Păi și ce facem? Asta înseamnă că trebuie să facem o seagă armată. De-a lui cine? O să de-a lui Antonel? Aoleu, nu! Nu m-ai văzut, eu nu exist aici, eu sunt moartă, da? Nu m-ai văzut, Denisa Blonda nu există, e moartă, da? Denisa Blonda e moartă, da? Bun. Așa, gata. Ce facem? Ne culcăm și ne vedem de viață. Și mâine ne facem vita mai armată. Mergem și ne culcăm. Și mâine murim. Nu murim. Stăm cu armele la cap, la asta cu sine, la noptiere. La pernă, sub pernă. M-auziți? Fiți atenți. M-auziți? Da. Fii atent. Deci, să stăm cu rândul la poartă. Fii atent. Având în vedere că acum e târziu, rău de tot, da? Așa. Trebuie să mergem.
îți iei arma, ți-o pui sub pernă sau unde vrei tu, o ții lângă pat și tu la fel, toată lumea să-și țină armele lângă pat sau în pat, ați înțeles? Și dacă auzim schimbul la poartă? Și facem cu schimbul la poartă. Nu, că am eu niște bodyguard care o să aibă grijă. Ok, îți chem bodyguard din seara asta, să vină în seara asta și mâine dimineață să fie măcar câțiva bodyguard aici. O să fie plin. Bun. Iar mâine facem și tactica, cum să facem ca să, nu știu, să nu murim unul la mână. Nu o să murim. Vrei să vă zic că știi ce n-o să murim? Că uitați să vă zic, eu am fost și în armată. Nu pot să cred că ai fost în armata ăluia. Nu în armata lui, în armata română. A, m-am speriat. Bun, și am fost colonel. Așa, și am un prieten care a zis că pentru orice o să vină cu tancul. O să fie nu mai... pot să cred că vine cu tancul. Da. Bă, o să fim exact ca în Ucraina, mă. Bun, transformăm orașul ăsta în Ucraina. Transformăm casele noastre în Ucraina. Păi orice, ca să vă țin în viață, nu? La urmă, de-aia nu sunteți fice. Oh my god. Da, nu-ți soartă, am vrea să mor. Dar sunt oricum, o să rămân supărat pe voi pentru treaba asta. Dar noi de unde să știm că tu ești cu drogurile și cu unul că care e... Gagică. Da, dar și cu care... Dar nu te-ai gândit că de unde am eu casa asta și tot ce am eu? Dar nu m-am gândit niciodată. Mie, sincer, mi-a plăcut de domnul ăla. Am zis că ai câștigat ca păcănele. A fost cinstit. Da, păcănele am băgat. Și domnul aia mi-a plăcut. Numai cinstit nu e ăla. Numai cinstit nu e ăla. Hai să... Doamne cu mine, te rog, mi-e frică. Păi, doamne cu mine și cu Nuțu? Nu, lasă-l pe Nuțu, doarme singur, doamne cu mine, te rog. Dorm cu tata, nu vrei să dorm cu tata? Nu, dorm cu tata. De ce? Te rog, Zumi. Vorbești, negociază asta cu Nuțu. Zumi, eu nu, Zumi. Negociază cu Nuțu, negociază cu Nuțu. Zumi. Hai, vină și negociază cu Nuțu. Stai. Nuțu, vrea Denisa să doarmă cu mine. Dorm tu cu mine sau dorm eu cu Denisa? Nu știu, vedeți, băi. Am acum ceva țiară lui Tec. Dorm tu cu el și eu cu Zumi, gata. Bine, dar hai la mine în cameră. Ia, hai să vezi unde l-am văzut. Eu să dorm lângă voi, să am eu grijă. Bine, noi ne băgăm în pat, ok? Okay, stăm noi pe canapea aia de acolo. Nu mai stăm. Bine. Hai. Hai, noapte bună. Noapte bună. Uite, deci mă. Bă, nu dormi în baie, bă. Nu, mă. Ok, fii atentă. Mama, lasă aici. Mama, și dacă intră pe aici? Nu intră nimeni. Lăsăm ghiozanele aici și cu arme și aia e. Am deschis ghiozanul, am lăsat ghiozanul acolo. Hai să pun asta. Așa. Denisa, Pico. Nu Denisa, suntem două cu un ghiozdan plin de arme. Ai înțeles? Da, două fără țintă. Hai să nu fim chiar atât de rele. Eu n-am țintă. Lasă ca o băieții țintă. Da, măi fată. O să vedem mâine ce... Nu plângi. Tot o să fie ok.